Vreți să deschideți Biblia împreună cu mine. La Evanghelia după Matei, la capitolul al 15-lea. De unde voi citi, începând cu versetul 21 până la versetul 28 inclusiv. Un fragment biblic arhicunoscut, Evanghelia după Matei, capitolul 15, pagina 941. Începem citirea cu versetul 21 și cu ajutorul lui Dumnezeu încheiem citirea la versetul 28. Isus. Și, și mai repet odată primul cuvânt, pentru că este motivul credinței noastre, este centrul credinței noastre, oglindirea slavei lui Dumnezeu, întipărirea ființei lui Isus. Spune Biblia că Isus după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului, două orașe foarte cunoscute, exponențiale pentru civilizația feniciană, dar în același timp două orașe port cunoscute și pentru faptul că erau foarte păcătoase, pentru decadența lor morală. Și totuși, Iisus, cel neprihănit, cel sfânt, se duce acolo, în Tir și Sidon, unde poate noi, unii din pastorii de astăzi, n-am fi îndrăznit să pășim mai ales dacă câte telefoane mobile sunt și se filmează totul. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine. Și folosește două apelative. Îi zice mai întâi, Doamne, și apoi îi spune, Fiul lui David. Deja sunt uimit de cunoștințele pe care femeia aceasta le avea despre Isus. Sunt oameni care termină teologia și nu știu despre Isus aceste două lucruri. Că El este Dumnezeu și că este Mesia. Și urmează cererea. Fica mea este muncită rău de un drac. Și urmează răspunsul. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Apar sfinții cu intervenția lor. Dar motivația intervenției lor este una greșită. Și ucenicii s-au apropiat și l-au rugat, stăruitor. Adică cu insistență. dă drumul că strigă după noi. Problema lor nu era că femeia asta avea ceva de rezolvat, ci că le strica cumva imaginea. Rezolvă, Doamne, rapid problema asta ca să nu mai avem această problemă de imagine. Drept răspuns, el a zis. Și acum, Domnul, face o afirmație oarecum ciudată, neobișnuită. El zice, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Eu vă întreb pe dumneavoastră, a fost Iisus trimis doar la oile pierdute ale casei lui Israel? Am mai fi noi astăzi aici? Nu știu câți evrei sunteți în locul ăsta, poate ori fi, abar n -am. Dar, ce face Mântuitorul aici e că citează din ceea ce evreii spuneau despre Mesia. Mesia este al nostru. Neamurile, cum eram noi ceilalți catalogați, și noi acolo. Neamurile n-au parte de Mesia. Și haideți să vedeți care e reacția acestei femei. Versetul 25, care în opinia mea este inima textului nostru. Dar ea, dar ea, a venit și s-a închinat, zicând, Doamne, ajută-mi. Recunoscându-i încă o dată divinitatea, spunându-i încă o dată, Tu ești Dumnezeu. Fie că îmi rezolvi problema, fie că nu o rezolvi. Tu rămâi Dumnezeu. Drept răspuns, el i-a zis. Și acum aș îndrăzni să spun că Domnul duce și mai departe această încercare a credinței cu un alt proverb evreiesc care nu sună foarte politicos pentru noi, neamurile. Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Chiar dacă nu spune chiar câini și folosește aici un diminutiv, căței, tot nu cred că s-a simțit prea flatat cineva să-i adresez cuvântul ăsta. Și uitați-vă cum pocăința, credința, îl face pe om mai inteligent. Spre deosebire de faptul că unii spun că din momentul când te întorci la Dumnezeu, credința uh, te transformă în sensul în care nu te-ar face foarte inteligent. Ia uitați ce răspuns cu câtă inteligență și cât bun simți. Credința aduce bun simț. Da, Doamne, a zis ea, dar și că îi mănâncă firmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Ce răspuns? Sunt două elemente extraordinare, și bun simț, și inteligență. Și atunci Isus i-a zis, și atunci Isus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Asta numai Domnul Isus poate spune. N-ar îndrăzni niciun pastor minim responsabil să spună în dreptul unui om, facă ți se după cum voiești, că inima omului, inima omului. Dar Domnul care știe ce în inima acestei femei, așa cum știe ce în inima noastră a tuturor, el a spus, facă ți se cum voiești și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Slăvit să fie Domnul! Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul! Vă rog să vă așezați! Sunt tare bucuros să fiu cu voi în această seară. Nu știu cum sunteți, sunteți ok? Sunteți bucuroși? Am văzut că ați cântat foarte frumos? V-ați închinat lui Dumnezeu? Și acum să știți că și ascultarea e o formă de închinare. Aș îndrăzni să spun câteodată e cea mai grea formă de închinare. Și când spun ascultare, nu mă refer doar la auzire. Că de auzit, în general, auzim destul de bine. Dar ascultarea presupune pe lângă auzire și împlinire. Să ne ajute Dumnezeu să facem asta. Biruiește doar cel care iubește, este titlul predicii din seara aceasta. Crescut fiind într-o biserică penticostală, toată copilăria am auzit, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Cred că nu era program de adunare să nu aud măcar de două, trei ori treaba asta. Mai târziu, am învățat că, într-adevăr, frica de Domnul este începutul înțelepciunii, dar dragostea de Dumnezeu este continuarea acestei înțelepciuni. Că, de fapt, atunci când te -o apropii de Dumnezeu, ai nevoie de amândouă aceste atitudini. Pe de o parte, frica de Domnul, în sensul în care înțeleg că sunt limitat, că nu eu sunt centrul lumii, așa cum unii oameni au tendința să creadă, dar, pe de altă parte, ca să poți să fii creștin, trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. N-ai cum să fii creștin dacă nu-L iubești pe Dumnezeu. Noi nu suntem la biserică astăzi de frica rușilor, nu suntem la biserică astăzi de frica COVID-ului, nu-L nu urmăm pe Isus Hristos din frică, ci noi Îl urmăm pentru că Îl iubim pe Dumnezeu. Are fericitul Augustin. O rugăciune în care zice: Doamne, ajută inimii mele să te dorească, dorindu-te să te caute, căutându-te să te găsească, iubindu-te să înceteze să mai păcătuiască. Dacă m-ar întreba cineva, știți că noi, predicatorii, suntem pe principiu: dacă nu mai aveți întrebări, noi avem răspunsuri. Dacă m-ar întreba cineva în această seară care e definiția pocăinței până la urmă sunt multe definiții. A spune că a te pocăi înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești slăbiciunile. Sau voi îndrăzni să spun și mai mult, mai mult decât îți iubești păcatele. Da. Mi-aduc aminte cât de ultragiat a fost o doamnă când mi-a zis că ar vrea să se pocăiască, dar nu se poate lăsa de fumat. Și a zis, Doamne, înseamnă că iubiți țigara mai mult decât o iubiți pe Dumnezeu. A fost așa de supărată pe mine. Avea și o poșetă mare în mână. Eu o poezie, eu nu sunt un mare poet în viață, de-aia mi-am adus telefonul, că mă normal lăsam acolo jos. Sunt în viață, dar nu un mare poet. Și o poezie care îmi place foarte mult care vorbește despre întâlnirea asta cu un Dumnezeu infinit. Și o să vă povestesc în introducere despre întâlnirea personală pe care eu am avut-o cu un Dumnezeu și după aceea vom trece la explicația textului. Oricum n-am fost de mult la voi, așa că mă veți suporta. E o poezie foarte frumoasă, scrisă de Costache Ioanid, care zice O, Tată, ce ești tu? Cum ești și unde? Din stânci în stânci, ca Moise pe Horeb, încerc să urc prin ceața ce te ascunde și am atâtea toamne să te întreb. Ești tu cuprins în vreme și în spațiu, când tu cuprinzi în tine însus tot, pot eu întinde către tine brațul, o iartă-mă îndrăzneala și nesațul, vreau să înțeleg atâtea și nu pot. O Tată, ce ești tu o conștiință a unei insondabile puteri, trăiești ca mine, ești tu ființă cu bucurii, cu dor, cu suferință sau ești mai sus de gând și de dureri? Spre focul din pustiu privea profetul și se simțea atât de mărunt, dar când a vrut să spată ști secretul, tu i-ai răspuns, eu sunt acel ce sunt. Tu ești. Deci numai tu și nimeni altul căci toate sunt țesute din nimic, simboluri sunt și carnea și bazaltul, dar ce ești tu, supremul, prea înaltul, spre care atât de trudnic mă ridic? Tu ai creat și crin și orhidee și cerul cu ciudatele calești și chipul de copil și de femeie și geniul sclipind într-o idee, dar tu, făuritorul, tu ce ești? Mai tors din nevăzute molecule și poate că în carnea mea de om sunt mii de căi lactee minuscule, un univers în fiecare atom. Poate pământul nostru totodată e o parte dintr-un fir de praf gigant și în pulberea ce mi s-a pus pe gheată sunt galaxii aduse din neant. Zidar, fără mistrie, fără drișcă, tu chem din vid, din absolutul nu, învârți în cer morișcă în morișcă. Pe toate odată forța tale mișcă, o tată mă cu tremuri ce ești tu. Pentru că întotdeauna când îl întâlnești pe Dumnezeu, se naște în sufletul tău această întrebare. Doamne, cine ești tu? Vă aduceți aminte 100% de întrebarea asta adresată de Saul când a întâlnit pe Hristos cel înviat. Am crescut într-o familie de oameni credincioși, Bunicii pocăiți, părinții pocăiți, străbunicii pocăiți. Dar pe la o anumită vârstă, iubind un anumit gen de cărți, influențat de ceea ce citeam și nu doar. Că fiecare dintre noi avem în, în noi luptele noastre pe la vreo 15-16 ani. Mi-aduc aminte că nu pot să spun că am ajuns ateu. Știu că la un moment dat am discutat cu cineva la un podcast și după aia mi-au pus un titlu de la ateu la pastor. le place la ăștia să pună titluri senzaționale. Nu pot să spun că am fost ateu, am fost doar agnostic. Adică nu poți să fii ateu dacă tu vorbești cu Dumnezeu când ești pe stradă. Și știți că e o vorbă într-un avion, nimeni nu e ateu. Și credeți-mă, am văzut asta de câteva ori. Vorbeam cu Dumnezeu pe stradă și spuneam lui Dumnezeu, Doamne, dacă existi cu adevărat, fă să văd măcar un înger, trimite unul din miliardele de îngeri pe care le-ai la dispoziție, unul din îngeri aceia care, nu știu, nu face atât de multe lucruri acolo, nu un arhanghel, n-am pretenții așa de mari. Mergeam pe stradă, închideam ochii, acum dacă închizi ochii, sigur, vezi tot felul de chestii. Când îi deschideam, îngerii mei se transformau în stâlpi. Mi-aduc aminte că într-o seară eram acasă, într-un apartament comunist, părinții erau la țară, și eu citeam frații Caramazov. E acolo un fragment care se numește Marele Închizitor. Ce s-ar întâmpla cu Hristos dacă ar fi din nou pe pământ? Cum s-ar întâlni cu biserica oficială? Cum ar fi din nou condamnat la moarte? Și în toată discuția aceea, în timp ce citeam, nu pot să spun că am simțit ceva, pot să spun că am trăit ceva. Și o mare diferență, că sentimentele sunt așa de înșelătoare. Dar în liniștea camerei mele am trăit prezența lui Hristos cum nu vă pot descrie în cuvinte și am început să stric cât am putut de tare. Există Dumnezeu cu adevărat. Există Dumnezeu cu adevărat. Crescut fiind în familie de pocăiți, aveam vorba aia pe care o spun toți oamenii. Mă, de ce să mă pocăiesc? Că n-am de ce să mă pocăiesc. N-am dat în cap la nimeni, n-am omorât pe nimeni, chestii prea nasoale n-am făcut niciodată. Și mi-aduc aminte că atunci, când m-am întâlnit cu Dumnezeu sau când Dumnezeu mi-a ieșit în cale, Duhul Sfânt a început să-mi aduc aminte de toate păcatele pe care le-am făcut, inclusiv împrumuturile nerambursabile din buzunarele părinților că nu erau ei pe fază. Absolut tot. Câteva ore, noaptea aceea, până la vreo 4-5 dimineața, n-am făcut decât să plâng cu disperare, dar cu disperarea omului care știe că fără Dumnezeu nu se poate mântui singur. Și eu care până atunci mă băteam cu pumn în piept și spuneam, mă, dacă e cineva care trebuie să ajungă în rai, eu sunt acolo, cânt în corul raiului, dacă e cazul. N-am motive să mă pocăiesc, le spuneam alor mei. Dar îmi aduc aminte că acolo, în camera mea, am plâns toată noaptea și Duhul Sfânt mi-a adus aminte de toate păcatele pe care le-am făcut. Și către dimineața am simțit o bucurie o bucurie despre care mai târziu am aflat că se numește bucuria mântuirii. O bucurie după care plânge David la un moment dat într-unul dintre psalmii lui când spune Întoarceți, Doamne, fața de la fără de legile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. E bucurie, am fost surprins de această bucurie, o bucurie ce mi-a rămas în suflet, care nu mă face întotdeauna să zâmbesc. E o bucurie care nu mă face întotdeauna să, să râd. E, o, e, un echilibru emoțional, e o pace, e ceva ce nu poate fi cuprins în cuvinte omenești. E ceva ce rămâne indiferent de circunstanțele în care mă aflu. E bucuria faptului că știu că nu voi rămâne în mormânt, e bucuria faptului că știu că viața mea nu e o dramă și nu se încheie cu o mormântare, ci se încheie cu o din morți. E bucuria faptului că știu că în ciuda faptului că m-am născut cu o condamnare la moarte în buzunar. Știu că trupul meu nu va rămâne în mormânt și că va veni o zi, o clipă, un moment când se va auzi strigarea Vine Iisus Hristos și ieșiți în întâmpinare și voi fi gata să mă întâlnesc cu El. Despre asta vreau să vă vorbesc, dragii mei, în această seară. Acum e o zi la Bihor și păstorul vostru este. Și voi știți că noi suntem cam lungi în expunere. Acum a fost eu o introducere cam lungă pentru studenții la institut, să știți că nu, am, nu, nu, e ok să faceți introducere așa de lungi, dar acum, când vine omul mai rar, poate să-și permită chestia asta. Aș vrea să vă vorbesc în această seară despre calitățile, dacă vreți, omului care biruiește. Calități pe care le regăsim la această femeie cananită. Biruiește doar cel care iubește. Dacă ești în seara aceasta aici și poate te confrunți în viața ta cu un anumit lucru rău, cu un anumit păcat, vreau să spun ceva, secretul să poți birui păcatul e să-L iubești pe Dumnezeu. Să-i spui Dumnezeu, Doamne Dumnezeu, le dăm puterea să te iubesc pe tine mai mult decât iubesc slăbiciunea asta. Și dacă Domnul Dumnezeu va turna în tine Duhul lui Cel Sfânt, este spune Biblia, un duh de înfiere care te face să strigi Ava, adică Tată. Și vom vedea că atunci când ne apropiem de Dumnezeu, pentru ca să biruim, trebuie să avem, eu am identificat în textul acesta cel puțin trei calități pe care le vedem la această femeie cananită. Mai întâi, prima calitate este curajul. Cum zice Nicolae Steinhardt undeva, curajul e taina finală. Biruiesc doar cei care au curajul să moară a doua calitate e cunoștința. Femeia asta are niște cunoștințe despre Dumnezeu fabuloase. Și când ne apropiem de Dumnezeu, niciodată ignoranța nu e ceva cu care ne-am putea lăuda. Că tot am auzit povestea asta. Domne, voi la biserică îi învățați pe oameni că atunci crede și nu cerceta. Nu știu de unde e vorba asta. N-are nicio legătură cu ceea ce spune Scriptura și cu ceea ce vorbim noi la biserică. Cunoștințele ei despre Dumnezeu sunt surprinzătoare. Originea lor este... Și mai surprinzătoare. Al treilea lucru e caracterul acestei femei. Și când spun caracter, caracterul e testat de Domnul Isus în două feluri. Prin tăcerea lui și prin zmerenie. Caracter, la ce mă refer? Femeia aceasta face niște afirmații despre Domnul Isus și, în primă fază, Domnul nu răspunde așteptărilor ei. Știți ce m-aș fi așteptat? Dacă aș fi fost eu în locul ei. Hai să nu spun dacă ați fi fost dumneavoastră, dacă am fi fost noi în locul ei. Să fi mers la Domnul, să fi avut o problemă atât de gravă, și acum vă văd aici o grămadă de părinți ținându-vă copiii în brațe, și știți foarte bine că pentru un părinte nu există durere mai mare decât durerea din trupul sau din viața copilului lui. Și acum puneți-vă în situația acestei femei, să te duci la Domnul și Domnul să spună, da, 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 afirmațiile pe care le-ai făcut despre mine sunt adevărate. Numai că vreau să-ți mai spun ceva, tu nu ești pe lista mea. Cam ce reacție am fi avut noi? Mă pun eu în situația asta. Dacă dumneavoastră, care ați venit aici, nu știu, poate pentru prima dată în seara asta, ați fi avut la întâmpinare pe cineva care să spună: Nu sunteți pe listă, nu aveți loc. Vă întreb, ați mai fi venit vreodată în biserica asta? Și uitați-vă la atitudinea acestei femei. Ea are caracter. Pentru că ea nu face afirmații despre Domnul Isus conjuncturale, adică nu laudă pe Domnul ca să-și rezolve problema. Nu, spune, despre, nu spune despre Domnul Isus niște afirmații, nu face niște afirmații despre El pentru ca să -i rezolve problema. Ea are caracter ce spune, aceea și face. Și, și marea problemă a multora dintre cei ce se declară astăzi creștini e aici. Biruiește doar cel care iubește. Și ca să fii biruitor, sunt aceste trei calități. Prima calitate, curajul. De ce spun curajul? Hai să ne uităm la versetul 22 din Matei, capitolul 15. Și iată că o femeie, iată că o femeie, și mai adăugăm și cananită pe deasupra. Ne oprim aici. Era și femeie, era și cananită. Stimate doamne, domnișoare, să știți că pentru vremea aceea era un mare dezavantaj. Pe de-o parte, era femeie, da? Ia în mod normal n-ar fi trebuit sau după tradiție, n-ar fi avut libertatea să se adreseze direct unui rabin, unui învățător și totuși o face. Femeia asta își depășește cu mult condiția. Are curajul să își depășească condiția. Pe lângă faptul că era femeie, era și cananită, adică oricum, femeie fiind, dacă se ducea la sinagogă, nu avea acces în sanctuar, nu avea locul ăla special pentru femei. Pe lângă faptul că era femeie, mai era, mai era și cananită, adică nu făcea parte din poporul ales. Și în ciuda acestui lucru, femeia asta trece peste acest obstacol și reușește să ajungă înaintea lui Isus Hristos, să-și depășește condiția. Are curajul să-și depășească condiția. Vorbim despre curaj. Sigur, curajul nu e absența fricii. Îmi place așa de mult cum își exprimă curajul David într-unul dintre psalmi, îl găsiți voi acasă, zice, ori de câte ori mă tem, mă încred în el. Își recunoaște frica. Și a fi curajos nu înseamnă să n-ai niciun fel de frică, nu. Înseamnă să-ți asumi frica. Numai că conștientizând frica, înțelegându-ți limitările, să te încrezi în Dumnezeu. Vreau să spun ceva în această seară. Dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, în mod obligatoriu, trebuie să ai curajul acesta de a-ți depăși limitările. Și la ce mă refer aici? Nu spun că tu, prin forțele tale, vei reuși să-ți depășești limitările. Nu sunt un, un speaker motivațional ce a venit să spun astăzi că tu poți, prin forțele tale. A zice chiar din potrivă. Dacă ne uităm în Biblie, la un moment dat, Moise stând în, în, fața lui Dumnezeu, la respectabilă vârstă de 80 de ani, Dumnezeu îl cheamă să fie liberator, un fel de PR al împărăției lui Dumnezeu în fața celui mai mare lider politic din vremea aceea și ce răspunde? Doamne, păi sunt bătrân. Doamne, pe păi deasupra sunt și bâlbâit. Și ce îi spune Domnul? Îi spune, nu, nu, nu ești bătrân și vorbești perfect. Nu! Dumnezeu nu-ți anulează, nu -ți spune, nu, nu, neagă realitatea. Nu, Spune doar atât, eu sunt cu tine. Și dacă ne uităm la un alt, la un alt om chemat de Dumnezeu, Ieremia, care vine, stă, stă în fața lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu îl cheamă să fie un, un, un fel de proroc internațional. Și, și Ieremia spune, Doamne, sunt doar un copil. Dumnezeu nu îi spune, nu ești un copil. Nu, Dumnezeu îi spune, ești un copil, dar eu sunt cu tine. Eu când vă spun să avem curaj, eu nu mă refer la tupeu, că e o, e o mare diferență între curaj și tupeu. Curajul din perspectivă biblică se bazează pe ceva. Se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Nu întâmplător Biblia spune că întotdeauna credința vine în urma auzirii cuvântului și până la urmă credința asta este o încredere neclintită în promisiunile lui Dumnezeu. Da, ca pastor am participat la, la multe înmormântări. Nu, n-am prins nicio viere, dar totuși cred în vierea morților. Pe ce mă bazez? Mă bazez pe promisiunile lui Dumnezeu. Chiar dacă nu le-am văzut încă împlinindu-se, mă bazez pe promisiunile lui Dumnezeu. Da, într-o lume a nedreptății, cred că există un Dumnezeu drept și sfânt. Da, într-o lume a morții și a bolii, cred că există un loc în care vom ajunge și El va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Știți ce seamnă asta? Asta înseamnă curaj. Dar curajul ăsta nu e peu. nu e ceva ce mi-a trecut mie prin minte, așa și dintr-o dată zic, las că eu prin forțele mele și hai cu mult curaj înainte. Nu, ci se bazează pe un singur lucru, se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Pe promisiunile pe care Dumnezeu le face aici în cuvântul lui Sfânt, prin urmare, de aceea vă spun, când ne apropiem de Dumnezeu, dacă vrem să fim cu adevărat biruitori, trebuie să avem curajul de a ne încrede în promisiunile lui Dumnezeu. Dacă ești astăzi aici și spui, eu aș vrea să mă pocăiesc, dar nu mă pot lăsa de un, anum, un anumit păcat. Există în Biblie promisiune. Și deja a fost citită promisiunea asta. Dacă îți vei mărturisi lui Dumnezeu păcatul, El este credincios și drept să te ierte. Dar mai mult decât atât, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, Dumnezeu îți transformă identitatea interioară prin Duhul Sfânt, Dumnezeu te poate duce acolo unde tu, prin forțele tale, nu poți ajunge vreodată. Îmi place așa de mult rugăciunea lui David într-unul dintre psalmi, când îi zice lui Dumnezeu, Doamne, dumă pe stânca aceea care este prea înaltă pentru puterile mele. Știți că sunt atâția oameni care vin și spun, Domnul pastor, pocăința e un ideal frumos, dar eu nu pot ajunge acolo. Și oamenii se așteaptă să le spui, ba, hai că poți, facem puțin exercițiu și vei putea. Și eu care am dar încurajării, le spun, n-ai nicio șansă. Și oamenii se blochează, bă, dar totuși, mă, măcar din partea dumitale, așteptam și un cuvânt de încurajare niciun om nu poate urca acest Everest moral, niciunul dintre noi nu putem să, să, trăim la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu, motiv pentru care, știți ce, toate virtuțile morale se numite în Biblie, știți cum? Nu roada lui Adi Mocan, ci roada Duhului Sfânt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu am curajul să mă încred în Dumnezeu, am curajul să spun, cred că Isus Hristos e Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele mele. Și cred de asemenea că Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate face din mine mult mai mult decât pot fi eu prin puterile mele. Slăvi să fie Domnul! Curaj! Absolut în toate aspectele vieții. M-am uitat la tinerii ăștia care au cântat aici. Mi-a plăcut de voi. Eu când am început lucrarea de pastorație, acum... Uh am uh, anul ăsta, o să fac 42 de ani, mulți înainte vă doresc la fel, mă gândesc cu groază, totuși că au trecut niște ani, stăteam acolo lângă fratele Nelu, vorbeam cu el numai cu dumneavoastră, că eu așa, mi-au zis să nu mai vorbesc cu dumneavoastră, așa că... Uh, o trecut niște ani și uh, când am început, era o bisericuță, am început cu o bisericuță foarte mică și tinerii din biserică aceea nu voiau să cânte nici cum. Cei drept nici nu cântau foarte bine, dar ei ce făceau? Se uitau tot timpul pe net și ziceau, uite cum cântă ăla, cum cântă ăla, cum cântă ăla, frate, că nu cânta noi ca ăla. Și între timp conducea închinarea un frate bătrân, fratele Pavela, el era liderul nostru de laudă și închinare, cam același repertoriu și la Paș și la Crăciun. Ce știa? El zice așa, mă, ce știu, aia cânt. Și acum, eu încercam cumva să-i fac pe tineri să cânte și pentru că tot timpul se raportau la cineva care cânta foarte bine, am vorbit cu omul ăsta și i-am zis, uite ce te rog, vină la noi și falsează o dată la cântare. Dar măcar de două ori. Cântă bine cum cânți. Acum orice muzician, eu nu sunt muzician, dar știu că ca să falsezi bine, trebuie să fii bun. Adică un om mediocru ni se falseze, nu poate cum trebuie. I-am zis, te rog frumos să falsezi, dar așa, sănătos. O cântat omul bine, cât o cântat. Și ai mei se uita unul la altul și ziceau, aia frate, uite-te la el, când o să cântăm ca el, ne vește pe noi în față. Mă, și când o falsat odată, atâta de fain o falsat odată, încât ai mei s-au blocat efectiv. I-am văzut că până atunci stăteau cu privirea plecată, dintr-o dată i-am văzut bucuroși, așa, ridicat și au zis, bă, dacă ăsta poate falsa, putem și noi. Și cei trept o vreme așa au făcut. Dar după aia, în un pas, în pas, în pas. Știți cum e? Nu poți fi campion la trei săptămâni, la un an de zile. Prin antrenament, prin perseverență, prin slujire, prin dedicare, prin jervă, poți ajunge. Ba mai mult. Dumnezeu poate face din tine mai mult decât ești tu, pentru că dar al Duhului Sfânt înseamnă manifestarea Duhului în viața noastră și Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate face din tine mult mai mult decât ești. Dar știi ce înseamnă asta? Înseamnă să ai curaj. Noi de multe ori spunem, mă, dar eu sunt mic, eu slab, eu sunt neputincios și în dulcele stil mioritic românesc, așa ne place de mult să ne plângem. Vreau să spun ceva, da, ești mig, ești slab, ești neputincios, dar avem un Dumnezeu mare, ai curaj, încrede-te în acest Dumnezeu. Dumnezeul acesta mare are promisiuni pentru toate aspectele importante al vieții tale. O, da, e adevărat, tu ești păcătos, dar Dumnezeul acesta este sfânt și l-a trimis pe Fiul Lui să moară pentru păcatele tale. Da, tu și cu mine suntem oameni limitați, dar El ne poate duce dincolo de orice limitare. Știți că noi așteptăm de multe ori curajul să fie împachetat în forme ostentative și ne uităm la oameni și îi analizăm după aspectul exterior și zicem, mă, dacă e unul mai Ăla e mai curajos. În realitate, nu e. Am un prieten foarte bun care e medic și mi-a zis, zice, mă, tu vezi câte unul așa bine făcut și zici că ăsta e curajos. Dar nu e așa. dar dacă vede o injecție, să vezi cum pică. Și vezi câte o femeie de un metru și jumătate, cu un curaj. Cred că e tata la biserică la ora asta. Să văd dacă pot să spun că și la noi în familie, tata de oricâte ori se îmbolnăvea puțin, imediat știam că e bolnav. Mamei i-a stat inima pe masa de operație de vreo două ori, dar n-am văzut-o bolnavă niciodată. Eram în bucurești când am început institutul, cred că în anul 2000 sau nu știu că. E autobuzul ăla din față de la gara de noroi, 178, cred că zice, care merge spre Uverturii. E o adevărată poveste, acel autobuz. E un univers paralel. Și mai ales la începutul anilor 2000, când era o, o grămadă de, nu știu cum să le zic, evenimente în București. Erau câinii vagabonzi, erau vagabonzi, erau... Mi-aduc aminte că eram în stație la 178, chiar la Gara de Nord. Eu, un tânăr venit din județul Bihor, nu știu cum să spun, dintr-o dată acolo, cu plasa aia de rafie în mână, eram în anul 1 la institut, Eram în autobuzul 178 și tocmai venisem de acasă și în autobuz s-a desfășurat ceva ce mi se părea suprarealist. Adică un băiat foarte tânăr, frijit, așa, slăbuț, nu vreau să dau exemple, a fost luat la bătaie de trei băieți. I-au smuls telefonul mobil din mână, în vremea aia ta la telefonul mobil era o avere, să zic așa, i-au luat ce bani avea pe la el, Băiatul s-a prăbușit și, și l-au bătut cu o violență ieșită din comun. Era plin de sânge și era căzut. Și ăștia continuau să lovească cu picioarele. Autobuzul arhiplin, nimeni nu schița nici cel mai mic gest. Eu stăteam lângă scara din spate. Era bun la fugă în vremea aia. Fugeam în jurul lacului Mori. Mă antrenam acolo. Și îmi aduc aminte că mi-am făcut în minte tot felul de scenarii. Mă dacă m-aș dacă băga, dacă aș interveni, cum aș putea să-l iau pe ăsta în spate să fac cu el. Și în timp ce eu îmi făceam scenarii între mine și oamenii ăștia, era un domn foarte bine făcut și mă uitam la el și încercam să-i fac semn din privire. Dar omul nici nu mă băga în seamă. Avea acea privire pierdută a omului care vine de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri cu un sentiment de aproape am ajuns și nu voi ajunge niciodată. Dacă e ceva de înțeles din treaba asta să uita așa a pierdut. Și în timp ce în mintea mea se desfășurau fel și fel de scenarii, deodată, în autobuz, se ridică o doamnă de un metru și jumătate, nu voi uita niciodată, cu o față de profesoară, fie de matematică, fie de chimie. Sunt două materii care mi-au inspirat mult respect întotdeauna. Cu o pălărie pe cap, am cântărit-o din priviri, nu, nu cred să fie avut mai mult de 50 de kilograme, poate chiar mai puțin. Și femeia asta s-a dus înspre cei trei și a început să le țină, domne, un fel de discurs patriotic creștin. Să le vorbească despre neamul românesc, despre cum am ajuns. Și dintr-o dată, aia trei au încremenit, efectiv n-au mai îndrăznit să continue. După aia s-a dus la celălalt individ care stătea nepăsător și a zis, cum stai dumneata nepăsător? Nu știi, dacă, ai fi, dacă ar fi băiatul tău, dacă ar fi copilul tău. Și dintr-o dată mi-am dat seama că și omul avea suflet. Știam eu teoretic, teologic, dar i s-au aprins farurile, ca să zic așa. Dintr-o dată am văzut că îi lucește privirea și dintr-o dată mi-am dat seama că omul ăla are ceva. Stătea cu capul plecat, femeia lângă el și ținea efectiv, el stătea așa, parcă era un copil de clasa patra scos la tablă la ora de matematică. Da, doamnă, aveți dreptate, așa e. Și dintr-o dată s-a trezit conștiința într-o grămadă de români care au început să vocifereze și să spună nu se mai poate așa ceva. Trebuie să o luăm măsuri. Și deodată, parcă de nicăieri, au apărut nu știu câți, care au pus mâna pe ea trei și lucrurile au fost puse în ordine. Știți de la cine? De la o femeie de un metru și jumătate, de maxim 50 de kilograme, care a avut însă curajul să se ridice și să spună ceva. Curaj. Ca pastor adeseori îi analizăm pe oameni când am început, am crezut că ăia care strigă mai tare în biserică, pentecostal fiind, ăia sunt cei mai pocăiți. Eu nu zic că nu, că nu, nu după asta să analizează pocăința. Dar noi ne uităm, și bă, ăla care predică în față, ăla care dă îndemnuri și adeseori ai așa mari dezamăgiri, fiind pastor o vreme într-un loc, încep să-i cunoști pe oameni. Dar adeseori o biserică e ținută de oameni liniștiți, care stau la locul lor, Așezați acolo într-un loc care îl slujește pe Dumnezeu cu mult curaj. Biruiește doar cel care iubește și ca să-L poți iubi pe Dumnezeu, trebuie să ai curaj. Curajul ăsta nu e ceva absurd, ci, ci se bazează așa cum am spus pe promisiunile lui Dumnezeu. Curajul acesta este mai degrabă o încredere neclintită în promisiunile lui Dumnezeu. Toate promisiunile lui Dumnezeu în Hristos sunt da și amin. Dacă ești în această seară aici, și, și poate cândva, ai crescut în familie de pocăiți, dar poate cândva Dumnezeu a vorbit părinților tăi și le-a spus că va veni vremea când tu vei veni în biserică și Dumnezeu va schimba viața ta. Iată că a venit vremea aceea. Seara aceasta. Dumnezeu îți va schimba viața. Ai curajul să te încrezi în Dumnezeu. Ai curajul să crezi că Dumnezeu se poate atinge și de tine. Că Dumnezeu te poate ridica din pulbere, de acolo de unde ești. Din starea aceea de legătură. Demonică poate din viața ta. Dumnezeu poate rupe. Orice fel de legătură din viața ta. Ai curaj. Încrede-te în Dumnezeu. Al doilea lucru. Promit că punctul 2 și 3 sunt ceva mai scurte. Numai vă rog să nu ziceți amin cu iau personal. Al doilea lucru este. Femeia asta are cunoștințe despre Dumnezeu. Zice așa. Versetul 22. Lasă tot versetul 22, te rog, să-l vadă oamenii. Așa. I-a zis, zis lui Isus așa. Doamne, curios. Acum nu îndrăznesc că e Manu Conțac aici să intru prea mult pe greacă. Doamne, e un titlu acordat lui Dumnezeu. Da? Și mai zice cumva, fiul lui David. Eu vă întreb de unde știa. Întreb și eu ca fetița mea, Anastasia, tati, de unde, de unde, de unde? De unde știa? Fiind femeie, n-avea de unde să fi făcut școală. Mai mult ca sigur nu știa să citească. Era și cananită. Și aș îndrăzni să vă spun că am găsit răspunsul. Dacă ați întoarce pagina împreună cu mine, și dacă nu întoarceți, vă uitați la Matei 16, de la versetul 13 la 17 și acolo găsim răspunsul. De unde știa femeia asta? De unde avea această cunoștință? Acolo în versetul 13 spune că Iisus îi întreabă pe ucenicii lui și cele mai bune întrebări întotdeauna au și răspunsul în ele. Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Observați? E și întrebare și răspunsul. Pentru cei care cunoaște Scriptura, știți că fiul omului e o titulatură folosită pentru Mesia, care, interesant, în Vechiul Testament, expresia asta subliniază tocmai divinitatea lui Isus Sau divinitatea lui Mesia. Cine zic oamenii că sunt eu? Și le dă și răspunsul, le suflă și răspunsul. Fiul omului. Și ei ce răspund? Zice așa, unii zic că e Joan Botezătorul, ăștia întotdeauna sunt inexplicabili, că eu Botezătorul tocmai ce murise, dar știți foarte bine că întotdeauna când ei mai mulți oameni la un loc, există un procentaj de oameni mai original, să zic așa alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Dar voi le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și acum versetul 17, răspunsul la întrebarea noastră. Isus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă ai făcut școala cea mai bună. Ce zice? Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele. Și asta la ce se referă când zice Domnul Isus carnea și sângele? Adică e o expresie care desemnează un om. Adică nu un om oarecare, nu un profesor oarecare, nici măcar mintea ta. Nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. <laughs> Acum revin la întrebarea, de unde știa femeia asta, ceea ce nu știau mulți farisei și cărturari care cunoșteau atât de bine Scriptura, de unde știa ea despre Isus că este Dumnezeu, îi zice Curios Dumnezeule și în același timp îi și spune uh, că e Mesia, de unde știa? De la Tata din Ceruri. Am descoperit ceva. La începutul slujirii mele ca predicator am crezut că calitățile mele oratorice îi vor convinge pe oameni să se pocăiască. Apoi am crezut că dacă voi studiau, să le spun oamenilor multe puncte și subpuncte. Și mi-am că odată am terminat o... Era să zic că nu, nu i-am terminat pe oameni, în sensul în care le-am spus că am șapte puncte de la început. Și am venit acasă dezamăgit într-o seară și am deschis Cuvântul lui Dumnezeu, nu întâmplător, că nu fac din Biblie loterie, citeam sistematic, ajunsesem acolo la Cartea Plângerilor lui Ieremia. Și în capitolul 5, ultimul capitol, e acolo o superbă rugăciune, parafrazez, zice Ieremia, autorul acestei cărți zice: Întoarce-ne, Doamne, la tine și ne vom întoarce. Oh! Și atunci am înțeles. Bă, cunoștința asta că că ești păcătos. Noi ce o spunem și poate nu sună foarte bine, dacă tu să înțelegi, trebuie ca tu Sfânt să lucreze la nivelul minții tale. Ferice de tine că nu carnea și sângele. Dacă tu ai venit astăzi să vezi un om carnea și sângele, o să mergi să zici, bă, au avut un discurs interesant sau mă plictisit sau știu eu ce. Ferice de tine va fi în seara asta dacă nu carnea și sângele. Și Tatăl din ceruri, prin Duhul Sfânt, se va atinge de mintea ta. De aceea rugăciunea mea este în această seară, Doamne, trimite Duh de cercetare, fă să-i simțim apropierea, ca să putem sta în picioare, o, prorocește în învierea. Avem nevoie de această atingere supranaturală la nivelul rațiunii noastre, la nivelul ființei noastre, la nivelul sufletului nostru, pentru ca să putem înțelege. Altfel, vă spun ce spune Biblia. Pentru omul lumesc, lucrurile lui Dumnezeu sunt o nebunie. N-are cum să le înțeleagă. Poți să spui unui om că e păcătos și o să zică, mă, lasă-mă cu asta. Am avut un coleg pe care tot încercam să-l convinc că există Dumnezeu și, și, la un moment dat mi-a zis, bă, mă obosește. lasă-mă, te rog frumos, vreau să zic ceva, eu nu vreau să cred, punct. Și apoi, pentru că am văzut că vine tot cu argumente de genul ăsta, am zis, fii atent, pentru că ești cel mai bun prieten al meu și îmi datorezi niște bani, duminică vii la biserică. Și a venit cu mine la biserică. Și, uh, domne, eu m-am uitat pe program, că știu eu cum sunteți și voi, nu? Da? Ne mai uitam pe program, să vedem cine predică. Și m-am uitat și am zis, mă, e ok. Și când am ajuns, fratele care era programat, nu era și era omul pe care noi îl consideram, mă, e cel mai slăbuț, așa la predică. Vorbea și încet. Dar omul a făcut o chestie genială. Un lucru foarte bun, e un sfat pe care l-am primit atunci când am început să slujesc ca păstor, mi-a zis un frate mai în vârstă, A, Adi, ascultă-mă cum e treaba. Dacă la un moment dat nu-ți merge predica cum trebuie, uite, fă o chestie pe care n-ai cum să o ratezi. Unu, citește din Biblie. Acolo nu ai cum să greșești. Eventual te împotbolești în citit, acum de citit trebuie să știi să citești, să citești. Și omul ce-a făcut? Omul la un moment dat nu vorbea prea coerent, dar s-a început să citească din Biblie. Și în timp ce citea din Biblie, în biserică era o liniște mormântală, stăteau așa câțiva foarte melancolici, și deodată începe să plângă lângă mine. Da? Și plângea așa de tare, încât oamenii au început să se întoarcă. Nu plângea nimeni în toată biserica. Eu, fiind foarte tânăr, așa, în vârsta asta la tribuna întâi, eu i-am dat un cot cu stânga și m-am uitat în dreapta, știți voi. M-am văzut pe câțiva, știți și voi, știți. Nu, nu ăștia, da, se mai în spate. Și mă zic, nu, nu, nu plânge așa tare, că se uită lumea la noi și mă știe lumea aici. Da, și zice, zice, a, până acum ai încercat tu să mă convingi că păcătos, acum mă convinge Dumnezeu. Hmm. Vedeți, câteodată credem că înseamnă, băi, ăsta e evanghelist, deci are mulți decibeli, vorbește tare. Dar oricât de tare aș vorbi eu, dacă nu, dacă nu vorbești de Duhul Sfânt la nivelul conștiinței tale, sufletului tău, rațiunii tale, minții tale, ființei tale, degeaba. Și ca să poți să biruiești, ca să-L iubești pe Dumnezeu, și iubindu-L să, să încetezi să păcătuiești, în, în, mod obligatoriu trebuie să ai această cunoștință și cunoașterea asta vine de la Dumnezeu. Ferice de tine, Simone, și dacă nu te cheamă Simone, puneți numele acolo. Ferice de tine, Adrian. Nu-mi place să folosesc Adică, nu îmi place așa mult numele ăsta neapărat. Că nu carnea și sângele, ci tata din ceruri. Eu cred că tata din ceruri e prezent în biserică în această zi prin Duhul Sfânt. Mai zic o dată, cred că tatăl din ceruri e prezent în biserică prin Duhul Sfânt. E prezent pentru că ne-am adunat în numele Fiului Său iubit, Iisus Hristos. Cel care a stat la cruce pentru fiecare dintre noi și a strigat în limba aramaică Eli, Eli, lama s Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce mai părăsit? Dar noi știm că Dumnezeu nu-L părăsise pe Hristos ci era cu Hristos, în Hristos prin jerfa Domnului împăcând lumea cu sine la ora 3 după masa când evrei începeau jerfele pascale în templu, Fiul lui Dumnezeu a strigat s-a sfârșit, în mâinile tale Tată mă încredințez Duhul despre El e vorba în această zi aici și pentru că ne-am adunat în numele Domnului Isus Hristos, nu în numele unei personalități, că nu-i cultul personalității aici, nu în numele unei organizații religioase, ci în numele Lui. De aceea cred că Dumnezeu e prezent în biserică prin Duhul Sfânt și cred de asemenea că Duhul Sfânt e cel care convinge de păcat și cred în toată inima că Dumnezeu prin Duhul Sfânt se poate atinge de mintea ta și de sufletul tău și dragul meu, dacă ai adus în această seară cu tine pe cineva care este din familia ta, un copil sau pe cineva pe care îl iubești și te gândești oare Dumnezeu îi va vorbi, roagă-te acolo unde te afli ca Dumnezeu să se atingă de mintea acestui om pentru că nu există altă șansă. Șansa de a-l convinge eu cu argumente raționale, Asta nu rezolvă nimic. Be, se atinge om, uh, puțin să zic, un argument de rațiune a lui și atât, dar nu-i se schimbă viața. Da. Mai avem încă câteva minute. Punctul 3. Al treilea lucru. Caracter. Femeia asta are caracter. De ce zic asta? Uitați-vă. Uh, i-a zis lui Iisus. Tu ești Dumnezeu, tu ești fiul lui David. Și el i-a răspuns: E adevărat, sunt Dumnezeu, sunt fiul lui David dar tu nu ești pe lista mea. Și acum care e reacția? Versetul 25. Dar ea, dar ea. Ce a făcut? S-a supărat și a zis câte zile o avea, nu mai vreau să știu de ce este sus. Ce a făcut? I s-a închinat și asta arată că recunoaște din nou că este Dumnezeu. Și a zis, Doamne, ajută-mi. Pentru că Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Fie că îți rezolvă problema, fie că nu rezolvă. Înțeleg dacă ai venit în această seară în biserică pentru că ai o problemă în familia ta și poate te-ai gândit, mă duc la pocăiți și poate Dumnezeu se va atinge de problema mea. Nu vrem să vă vindem iluzii. Dacă Dumnezeu vrea, Dumnezeu poate rezolva problema ta. Dar s-ar putea ca Dumnezeu să spună încă n-a venit vremea. Care e reacția ta? Ai caracter? Ești în stare să-i spui Dumnezeu, da, cred că tu rămâi Dumnezeu, fie că mă vindești, fie că nu mă vindești, fie că rezolv problema, fie că nu-mi rezolv problema. Noi știți cum suntem. Noi dacă avem de obținut o chestie de la cineva, îl flatăm, îl lăudăm mai întâi, înădejdea dacă omul ăla, știți cum e. Îi place să-l periezi puțin și după aia o va rezolva problema. Dar dacă omul zice, nu-ți rezolv problema, noi suntem tentați să zicem, a, am retrat cuvintele, nu ești chiar așa tare pe cât am spus înainte. Dar în fața lui Dumnezeu, când te apropii de Dumnezeu, trebuie să ai caracter. Am fost așa de impresionat de credința unor oameni și până la dimineața aș putea să vă aduc mărturii din viața pastorală. Am fost așa de mișcat de credința unor oameni care au rămas neclintiți. Uite, de exemplu, acum îmi vine în minte un băiat la care m-am dus, avea 22 de ani, m-am dus să, să mă rog pentru el, era în spital la Cluj. Părinții lui m-au trimis să mă rog pentru el acolo și să fac ungerea cu un de lemn. Și când am ajuns acolo, băiatul cu un zâmbet, parcă dintr-o altă lume, erau cinci oameni în salon, doar el era conștient, era extrem de slăbit, slăbit. Îmi zice, frate, Adi, eu știu că voi muri peste puțină vreme. Dacă tata și mama vor să faceți dumneavoastră asta, faceți-o. Dar vreau să-ți mai spun ceva, mi-a zis. Eu știu că mă duc în rai. Mă duc în prezența lui Dumnezeu. Și am mai zis ceva. Și până la urmă, fie că trăiesc 22 de ani sau că aș trăi 90 de ani, dacă compar 22 de ani sau 90 de ani cu veșnicia, nu-i tot una? Mai <gri> tot una. M-a lăsat efectiv fără cuvinte. Am făcut ce trebuia să fac. Și apoi am poposit, urma să zbor de la Cluj și erau mai multe ore de așteptare și am zis, mai bine stau aici. Am poposit acolo o am stat lângă el, am citit niște versete din Biblie și au murmurat două cântări. Una e Stânca mea e Hristos, care e o cântare foarte frumoasă. Și alta e o cântare mai veche, ce zice Eu te iubesc, Iisuse. Nu știu, știți cântarea asta? Eu te iubesc, Iisuse, Eu te iubesc, Iisuse, Eu te iubesc, Iisus, din inimă.

Et smulsumes quis suset et smulsumes quis suset et smulsumes quis sus dimini mar et smulsumes quis suset et smulsumes quis suset Et multum est quisus din inima din inima din inima Et multum est quisus et drag din inima din inima din inimă Îți mulțumesc, Iisus, drag din inimă Pentru toți aceia care sunteți în această seară aici ne mulțumiți pentru lucruri mărunte din viața voastră. Sper ca exemplul acesta să vă lumineze înțelegerea și să înțelegeți că bunătatea lui Dumnezeu vă îndreamnă la un singur lucru, la pocăință. Când te apropii de Dumnezeu, trebuie să ai caracter. Trebuie să ai caracter. Și femeia asta are un caracter extraordinar și, 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 caracterul ei este testat mai întâi de tăcerea lui Dumnezeu. Și apoi, și cu asta voi încheia, de vorba asta pe care Domnul o spune, e un test al smereniei. Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o la căței. Știți ce spune Biblia? Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă mai, mai zic o dată, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Har, har înseamnă favoarea nemeritată pe care am primit-o de la Dumnezeu prin credința noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos. Da, Dumnezeu îți poate da și ție har. Dar dacă astăzi, dacă astăzi spui eu sunt cineva, da, eu sunt cineva și uh, din cauza asta de prea multă vreme, dragul meu sau draga mea te-ai împodmolit în nisipurile acestea mișcătoare ale vieții tale. Și a rămas acolo împodmolit. În fața lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu avem niciun fel de merit. Dacă vrei ca Dumnezeu să se atingă de tine în seara asta, fii gata să te zmerești. Am avut o vreme la o biserică unde slujeam, aveam un, un domn care făcea, făcuse nu știu câte școli, venea și plăcea să-mi asculte la predică. Da, ca pe un exercițiu de retorică numai. La un moment dat a zis, domnul, ar fi timpul să vă botezați. Ce părere aveți de treaba asta? Și știți ce mi-a zis? Eu să mă botez. De ce să mă botez? Păi știți cine eu? Păi cum să intru eu acolo în apa botezului și mi-o și niște nume. O, oh, păi ăla, 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 păi dar eu, la câte școală am eu. Trăim în țara lui, dar știți cine eu? Știți? Dar știți, eu fost tata. Când stai în fața lui Dumnezeu, dacă vrei să-L poți iubi pe Dumnezeu, Trebuie să te vezi așa cum ești, ca o ființă limitată. Mi se pare așa de comic câteodată omul, care parcă e o furnică ce s-a ridicat pe un fir de iarbă și se uită în stânga și în dreapta și zice: Vă spun eu lumea asta, e o câmpie cât vezi cu ochii. Cu aceeași aroganță, zice Biblia, nebunul zice în inima lui: Nu este Dumnezeu. Dar există un nebun și mai nebun decât acesta. Cel care zice este Dumnezeu, dar trăiește ca și cum n-ar exista. În această zi, dragul meu, draga mea, Șansa ca Dumnezeu să se atingă de tine și să schimbe viața e să te smerești înaintea Lui și să spui, Doamne, sunt un simplu om limitat, neputincios. Și când Dumnezeu se atinge de tine, El îți aduce și bun simț și inteligență. Și atitudinea, fix atitudinea acestei femei care zice, da, Doamne, voi fi din categoria cățeilor, dar și căței mănâncă firmiturile care cad de la masa stăpânului. Știți ce îmi doresc pentru seara asta? În clipele ce vor urma, să lase stăpânul o firmitură de har, în dreptul fiecărei persoane din locul acesta. O fărâmă de har, care să vină de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, amin. Și în felul acesta, Dumnezeu să schimbe multe vieți. Haideți să stăm în picioare împreună. Și aș vrea să fac o rugăciune la sfârșitul predicii. Și acolo unde sunteți, pentru că ați fost atât de drăguți și amabili pe tot parcursul predicii, ați fost foarte ascultători, permiteți-mi în momentele care vor urma să fac o rugăciune. Și acolo unde sunteți, să stați cu ochii închiși. Și acum, ce vă spun e că știu că pocăința nu se rezumă la o ridicare de mână. Știu că a te pocăi nu înseamnă doar să ridici mâna sus. Dar aș vrea în momentele care vor urma, dacă este cineva aici care vrea să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, Dumnezeule, vreau să te pot iubi pe tine mai mult decât îmi iubesc slăbiciunile și păcatele. Și vreau ca tu să te atingi de mine în această seară. Vreau să mă rog împreună cu tine. Vreau să mă rog ca Dumnezeu să se atingă de tine. Vreau să mă rog ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să-ți transforme viața. Vreau să mă rog ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să te, să te smulgă din starea în care te afli. Tu te afli pe un drum care duce înspre moarte, dar de pe drumul acesta e o singură mână care te poate smulge. E mâna care a fost întinsă pe lemnul de la Golgota. E mâna Domnului Isus Hristos. Dacă ești în această seară aici și vrei să-i spui Dumnezeu, Doamne, sunt un om limitat, un om slab, dar am nevoie de salvare, am nevoie de mântuire, am nevoie de liberare și am nevoie ca în viața mea să coboare Isus Hristos prin Duhul Sfânt. Dacă vrei să se întâmple asta, vreau să mă rog împreună cu tine și vreau ca toți ceilalți să stați în atitudine de rugăciune cu ochii închiși. Și dacă e cineva în seara asta care vrea să-și predea viața în mâna lui Isus Hristos și vrei să mă rog împreună cu tine, acolo unde ești, ai curajul să stai cu mâna ridicată sus. Această ridicare de mână nu înseamnă că și se termină pocăința ta, ci doar că acum începe. Și dacă vrei să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, eu sunt mic, eu sunt slab, eu sunt neputincios, dar am nevoie ca Tu să te atingi de mine. Și vreau, Doamne, ca în dreptul vieții mele, în această seară, să răsune vocea Ta, așa cum a răsunat vocea Mântuitorului Iisus în dreptul acelei femei.